În săptămâna 14-18 februarie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat un număr de 62 de controle dispunând 215 măsuri și aplicând amenzi în quantum de 323.000 de lei. Astfel, patru angajatori au fost sancționați de către inspectorii de muncă pentru folosirea în activitate a patru persoane pentru care nu aveau încheiat în prealabil contracte individuale de muncă, precum și pentru folosirea în activitate a unei persoane cu depășirea duratei timpului de muncă stabilite în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Sancțiunile aplicate pentru depistarea muncii declarate au fost în valoare de 95.000 de lei. Doi dintre angajatorii sancționați își desfășurau activitatea în incinta celui mai mare spațiu comercial din municipiul Târgu Jiu. Astfel, în urma acțiunii de control desfășurată de către inspectorii de muncă în data de 13 februarie, au fost depistate două persoane prestând muncă nedeclarată. În ceea ce privește domeniul securității și sănătății muncă, au fost aplicate sancțiuni în cuantum de 36.000 de lei la nouă angajatori care nu respectau prevederile legale impuse de legislația muncii în vigoare. Persoana care a provocat incidentul de azi 22 a 2022 și în ultimele zile este soțul reprezentantului legal al angajatorului la care am făcut trimitere anterior, folosindu-se chiar de calitatea mincinoasă de administrator al persoanei juridice sancționate. Acelui așa angajator i s-a stabilit un nou termen pentru data de 22 a 11 a 2021 orele 9, însă acesta nu a înțeles să-și îndeplinească obligațiile legale și să se prezinte la control, cu toate că a primit vată de comunicare în acest sens, motiv pentru care am sesizat organele penale competente potrivit legii. Ca urmare a aparițiilor în spațiu public, facem următoarele precizări. În data de 3 a 11 a 2021 reprezentanții a Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au demarat un control inopinat la un angajator cu sediul în Comuna Runcu pentru verificarea respectării legislației în domeniul relațiilor de muncă. Întrucât reprezentantul legal al angajatorului supus controlului nu a dat curs în științării de a se prezenta la sediul instituției la data și la ora stabilite de către inspectorul de muncă, respectiv 4.11.2021, orele 9, pentru finalizarea controlului, entitatea controlată a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei, conform articolului 23 alineatul 1 litera C din legea numărul. 100 o, pe 1999 pentru înființarea și organizarea inspecției muncii republicată cu modificările și completările ulterioare. Patru angajatori au fost sancționați de către inspectorii de muncă pentru folosirea în activitatea patru persoane pentru care nu aveau încheiat în prealabil contracte individuale de muncă, precum și pentru folosirea în activitatea unei persoane cu depășirea duratei timpului de muncă stabilite în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Sancțiunile aplicate pentru depistarea muncii nedeclarate au fost fost în valoare de 95.000 de lei. În săptămâna 14-18 februarie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Goș cu atribuții de control în domeniile relații de muncă și securitate, sănătate în muncă, au efectuat un număr de 62 controle. Pentru deficiențele constatate au fost dispuse de către inspectorii de muncă 215 măsuri și aplicate amenzi în cuantum de 323.000 de lei.